11 pe metri cu Radu Banciu la Sport Total FM. Bun găsit, dragi prieteni, astăzi în direct la ora obișnuită, o zi cu Europa League, 8 partide astăzi în direct, o zi cu comentarii după meciurile de Liga Campionilor ieri, calificarea lui Paris Saint-Germain la Londra cu Chelsea, a doua oară în 2 ani când Paris Saint-Germain elimină echipa patronată de Roman Abramovich, se califică pentru a patra oară la rând în sferturile Ligii Campionilor, de asemenea calificarea cu șansă a Benficăi în fața colosului Gazprom Zenit Sankt Petersburg. Dar aș începe și cu aceste declarații preluate de prosport.ro de la fostul ministru francez al sănătății și al sportului în același timp, Roselyne Bachelot, apropiată de Nicolas Sarkozy, care ar fi declarat, eu n-am avut cunoștință de declarațiile astea, recunosc, le găsesc pe site-ul ProSport, că Rafael Nadal a fost depistat pozitiv în urmă cu câteva luni și că el a fost atunci retras de Federația Internațională de Tenis pentru mai bine de jumătate de an din circuit, pretextându-se o accidentare. Ideea ar fi ca să se camufleze buboiul ăsta din tenis, pentru că toți marii sportivi ar fi dopați, și ideea este că atunci când prinde un greu de dimensiune asta, federația încearcă să ascundă gunoiul sub preș. Ei nu fac publice controlele pozitive din tenis, zice Roselyne Bachelot, și învață pe jucători să iau o pauză de recuperare, între ghilimele, după așa zisele accidentări. Noi știm însă că faimoasa accidentare de 7 luni a lui Rafael Nadal a fost de fapt motivul ascunderii unui test antidoping pozitiv. De multe ori atunci când timp de câteva luni nu mai vedeți un jucător de tenis în circuit, înseamnă că acela a fost testat pozitiv. Asta a fost declarația unui important ministru din guvernarea lui Sarkozy, doamna Bachelot, figură a politicii franceze. Acum, sigur, încă o dată spun, dacă această preluare este corectă, ea până la urmă, sigur, nu are nimic surprinzător. Atâta doar că nu este o discuție oficială. N-a apărut pe nicăieri declarația lui Roselyne Bachelot în public, în presă, undeva. Dar este posibil ca aceste afirmații ale sale să fi fost preluate de undeva, de pe un site, de pe... fără să aibă un titlu însă oficial, pentru că ea nu poate să demonstreze acest lucru. Dar sigur că stau în picioare aceste afirmații pe care evident le gândim cu toții. Știm că tenisul este putred, evident, este un sport plin de jucători dopați, pentru că n-ai cum să joci ca un motor altfel. La masculin acest lucru este evident. Despre Rafa Nadal am râs cu toții ani de zile până când nu ne-a mai venit nici măcar să râdem. Avea brațele ca Popei Marinaru, Rafa Nadal. Era probabil mucșit cu substanțe dopante. Pe cine surprinde lucrul ăsta? Cum era Thomas Muster pe vremuri. Câștigase la un moment dat 43 de turnee consecutiv pe zgură. Păi cum să nu fi dopat în condițiile alea? E greu să fii un supra-om. Da, la nivelul ăsta, adică să fii imbatabil totuși într-o competiție cum e tenisul masculin, unde ai oponenți. Și Rafa Nadal, cel care ani de zile a călcat în picioare zgura tenisului masculin și la propriu și la figurat, sigur că era o enigmă. Era puțin probabil și continuă să fie puțin probabil ca un om să poată să reușească așa ceva totuși într-un ritm atât de susținut. Deci să câștigi turneu după turneu, turneu după turneu, să n-ai nicio problemă niciodată. O morișcă, într-adevăr, cum am zis și de Messi, și el bănuit, evident, de aceleași lucruri. Și a mai detaliat cu situația sa absolut inexplicabilă de la Barcelona la Naționala Argentinei, până când pare se că avea două variante și Messi, și anume aceea de a renunța să se mai dopeze, sau de a-și duce dopingul peste ocean. Se pare că până la urmă a ales această a doua variantă, a ales să se dopeze și mai consistent și să o facă și la Naționala Argentinei, pentru că el lua o pauză
când traversa oceanul. Nu știm exact din ce motiv. Asta este singura chestie care ne scapă. N-au vrut argentinienii, era foarte complicat să transporte materialele alea. În principiu nu, pentru că totuși Argentina nu e la o distanță incomensurabilă de Spania. Traversezi oceanul într-o noapte, nu e o problemă. E greu să cred că ăia nu puteau să aibă la dispoziție tot arsenalul pe care să-l folosească Messi. Puțin probabil. Dar cert este că el nu juca absolut nimic la naționa Argentinei, pe când la Barcelona câștiga trofeu după trofeu, bătea toate recordurile, lua baloanele de aur unul după altul, a ajuns cel mai mare jucător din toate timpurile, la numărul de trofee cel puțin. Deci era o enigmă. La naționa Argentinei zero trofee. Nimic absolut, nu lega două pase. Campionatul mondial la ultima lui ediție, cel din Brazilia, a fost singurul în care Messi a mai mișcat un pic și a dus naționala Argentinei până în finală, unde totuși aveau să fie învinși de Germania. Deci nu a reușit în toată cariera lui nimic de partea cealaltă, dar nu că a avut ghinion, nu juca, parcă îi lipsea ceva, parcă nu era el. Și sigur că lucrul ăsta a fost puternic comentat, așa mai pe la ușă, că domnule, e ceva putred la mijloc. Sigur că și în tenis lucrurile stau la fel. Acești ultracampioni nu pot să fie adevărați. L-ați văzut pe Lance Armstrong, da? Care a fost și el campionul campionilor. Totul era o minciună. Da? El n-a avut o cursă în viața lui în care să nu consume ceva, să nu fie dopat. N-a existat o etapă în viața lui când a luat cele 7 titluri în Turul Franței la rând. N-a avut o zi în care să nu fie dopat. Mă îndoiesc că acești sportivi de înalt nivel, Serena Williams, Novak Djokovic, Roger Federer, Rafa Nadal și alții la rândul lor, bineînțeles, Stefan Edberg, toți ăia, Mats Wilander, da? Andre Agassi, Steffi Graf și așa mai departe, nu erau dopați. Mă îndoiesc că puteau să facă așa ceva. Steffi Graf a fost ani de zile numărul 1 mondial, nici măcar acum n-a ajuns o Serena Williams pe Steffi Graf. Mi-e greu să cred că totuși poți să ajungi la un asemenea nivel ca simplu cetățean, ca simplu sportiv. Vedeți care este pe partea cealaltă situația în tenisul feminin de astăzi. Fete care n-au nici cap, nici coadă, da, n-au nimic, intră pe teren astăzi în mare formă, mâine nu, adică un nivel absolut execrabil. Execrabil. Adică nici în partea asta la altă n-am putea să cădem. Domnule, măcar să fie cinstiți. Adică să vedem un tenis sau un sport de proastă calitate, dar măcar sportivii să fie decenți. Adică să știm că sunt curați, cum s-a încercat în ciclism. Nu s-a reușit. Bineînțeles, odată cu prăbușirea generației dopaților, a anilor 80-90 în special, că atunci au fost, și 2000, sigur, marile generații de dopați, odată cu prăbușirea lor s-a prăbușit și sportul. Aia că astăzi te mai uiți, dar tot așa, din inerția aia pe care o avem noi când mai urmărim meciurile din Liga 1, în slujba unor amintiri pe care le-am avut odată. Dar sportul nu mai are efervescența, nu mai are tensiunea de altă dată. Așa este și în tenisul de astăzi, care iată în moment răscruce acum, după dezvăluirile privind-o pe Maria Sharapova, care nu poate să fie singură, bineînțeles, cu substanța asta a ei, dar poate că nu-i numai asta, bineînțeles, și Maria Sharapova prea a fost la înălțime atâta timp, prea era de nezdruncinat, prea erau suspiciuni acolo. Sportivii nu sunt de genul care mănâncă și beau sau își petrec viața așa cum o facem noi, ca simpli cetățeni, ne băgând în seamă lucrurile astea care pot să-ți mărească sau să-ți diminueze performanțele. Ei nu sunt așa. Văd un editorial în GSP, nu l-am citit, despre Maria Sharapova, scris de Traian Ungureanu, am impresia. Cazul Mariei este cutremurător. Ea era bolnăvioară de 10 ani și nu știam, spune Ungureanu. Așa cum bine se știe, marile vedete supermediatizate,
cred că asta vrea să zică, aici scrie supermedaliate, nu, scrie bine. Și marile vedete supermedaliate și sanctificate de media sunt pândite de ghinioane incalificabile. Ba primesc friptura greșită în sos de anabolizanți, ba răcesc și sunt tratate cu damigiana de eritropoetină, ba o migrenă și cineva le pune în ceai șoricioaică pentru șoricei alergători de semifond. Dar toate astea sunt floare de opium la ureche pe lângă cazul Mariei Șarapova. Gândiți-vă și cutremurați-vă. Șarapova era în secret bolnavă de numai puțin de 10 ani. Firește, suferind, s-a tratat cu meldonium. Firește, nici medicul, nici managerii nu s-au ostenit să afle că meldonium e folosit pentru anumite proprietăți care te fac mai tare pe picioare și te ferezi de stres. La 1 ianuarie, Agenția Mondială Antidoping a pus medicamentul pe lista substanțelor interzise. Spre rușinea lor eternă, funcționarii agenției nu s-au prezentat la ușa Șarapovei pentru a cere voie să o informeze de noutatea de pe listă. Nici măcar după ce o atletă suedeză a fost suspendată acum 3 săptămâni pentru uz de meldonium, nimeni nu s-a adresat Șarapovei pentru a o atenționa. În aceste condiții e de înțeles că Maria Șarapova s-a dopat, mai precis s-a dopat cu bună credință. E de notat că meldonium se produce industrial în Letonia și nu se știe de ce găsește în Rusia pacienți care fac sport. Înainte de Șarapova, alți 3 sportivi ruși, probabil bolnăviori, s-au tratat cu meldonium și au căzut victime aceleași neînțelegeri. La fel de instructivă e și viteza de serviciu a Federației Internaționale de Tenis. Măsurat de radar, serviciul federației a avut nevoie de 5 zile pentru a atinge publicul. Șarapova a fost notificată, după care federația a chibzuit dacă e cazul să-și facă treaba sau nu, și asta a luat numai puțin de 5 zile. Comediile de mai sus sunt deja anoste. Șarapova și toți ceilalți cu bolile lor, cu armatele lor de medici stupizi, fripturi sintetice și răceli speciale sunt un plictis. Ori de câte ori un nou supramedaliat apare cu medalia la gât să ne spună ce ghinion a avut, ni se cere să fim naivi și prin repetiție cretini. Ajunge! Nu scrie nicăieri că sportul trebuie să lucreze cu un public de retarzi. Agenția Mondială Antidoping ar trebui să aleagă, ori dă totul pe față, ori denunță că dopajul e liber. Prima variantă ar reduce sporturile la șah, table și discutabil snooker. Nu fi naiv, true. Și la șah să dopau de pe vremea lui Boris Paschi. Stai tu liniștit. Deci nici vorbă. La snooker, băutura, sigur. Sunt dopați cu băutura. A doua e pentru cine se plictisește și se dopează cu sport. Deci prima variantă ar fi să reducem sportul la șah, table și discutabil snooker. A doua e pentru cine se plictisește și se dopează cu sport. Ăștia suntem noi. Ne întoarcem după pauză. 11 metri. Să fie pace, ca să nu fie război. Ne-am întors în direct. Ion Țiriac vinde turneul de la București. Se pare că în luna aprilie acestui an, adică undeva peste o lună și ceva, începând cu 18 aprilie, va fi ultima ediție la arenele BNR, în complexul Progresu, al acestui turneu numit BRD Năstase Țiriac Trophy. Arena nu are avizul pompierilor, la fel ca și Arena Națională pentru Fotbal. Și în aceste condiții, Ilie Năstase și Ion Țiriac, care au o imagine de apărat, nu-i așa, și puțin așa consideră ei, se retrag, vând turneul. Ion Țiriac declarând la un moment dat, excepțional în stilul lui, cam așa: eu am vândut Dubaiul, a fost al meu, timp de 12 ani în leasing. Așa este și acest turneu de vânzare. Deci iată că Dubaiul era al lui, l-a vândut, sau mă rog, l-a dat în leasing timp de 12 ani, la fel se va întâmpla și cu turneul de la București. El mulțumește sponsorilor că a fost un turneu bun, dacă nu măcar decent. Nu se poate juca pe terenul care ne poartă numele, a zis Ilie Năstase, mare păcat. Ion Țiriac a vorbit și despre patinoarul care se va ridica la Otopeni, pe care spune că îl va lăsa bucureștenilor, înțelegând prin asta că nu vrea să se mai implice în proiecte similare. Îl voi face chiar dacă în prima fază m-am făcut și acolo de râs.
pentru că nu s-a găsit terenul necesar pentru ridicarea lui. Va fi făcut acum la Otopeni și a fost anunțat că pe 1 august copiii vor putea intra pe el. Perfectă dată pentru lansarea unui patinoar 1 august. Din nefericire, noi nu suntem în august în emisfera australă. Da, să fie iarnă la noi, deci în miezul verii copiii se vor putea duce pe patinoar, să fie primit, las bucureștenilor și cu asta eu termin, renunț, a zis Ion Țiriac. Am încercat 27 de ani să activez tineretul, copiii, dar din păcate suntem în aceeași situație ca în 2000. Asta a spus pe scurt marele nostru manager, care își va muta așadar interesele în altă parte, cum a mai vândut el și pe la firme de asigurări și pe la bănci. Vorba răposatului Sobicech, asta a fost marea problemă a vieții lui Ion Țiriac. El pe unde s-a dus și-a lăsat numele. El nu era în stare să facă absolut nimic dacă nu-i spunea și Țiriac. Un căcat dacă înființa, trebuia să-i spună căcat Țiriac. El nu era în stare să facă altfel nimic. Și după aia îi părea rău că numele lui ci că era mai important decât ceea ce se realiza acolo. Bun, ne întoarcem un pic și la fotbal, pentru că au mai fost niște evenimente. Steaua a câștigat ieri, într-o zi cu mult fotbal important, a câștigat ieri prima manșă a semifinalei Cupei Ligii cu Astra Giurgiu 1-0, gol al francezului Tade la mijlocul reprizei a doua, o victorie de moral pentru Steaua, care evident avea nevoie de așa ceva în fața unui adversar care, sigur, după ce învinsese Steaua de două ori în campionat, nu este eliminat din competiție, are returul pe teren propriu unde poate să câștige cu același scor fără probleme în fața Stelei, care nu este o echipă de nebătut. Și chiar dacă lucrurile n-ar sta așa, marea bătălie între Steaua și Astra se dă în campionat, nici într-un caz nu în Cupa Ligii, sau dacă vreți în Cupa României, de asemenea unde Steaua are și acolo de dat o bătălie. Mai importantă este Cupa României, sigur, decât Cupa Ligii. Vom vedea ce va ieși, deși stați că trebuie să verific un pic, să vedem care e stadiul momentul respectiv, că nu-l mai țin bine minte acum. Ia să vedem unde suntem exact cu cupa. Îmi scapă puțin că mă încurc între atâtea competiții. Au fost 2-0. Asta e Dinamo Steaua și ASEA CFR Cluj. Bun, aici ne putem pregăti de o finală între Steaua și CFR, de exemplu, iar în Cupa Ligii, în finală Steaua Dinamo. Astăzi este cea de-a doua semifinală, Concordia Dinamo de la ora 18. O partidă care sigur n-ar trebui să-i pună probleme lui Dinamo în perspectiva accesului facil în finala competiției. Altfel ar fi o catastrofă și pentru trofeu, dar și pentru echipa lui Mircea Rednic. Chiajna cred că este cea mai slabă echipă din Liga 1. Cred că este chiar sub Petrolul. Deci e un meci la îndemână pentru dinamoviști. Asta după ce, sigur, Dinamo a făcut 0-0 în Cupa României pe teren propriu cu Steaua, nu și-a compromis șansele de accedere în finală, întrucât returul se joacă oricum pe teren neutru. Dacă nu se va juca la Pitești, sigur, oficialii nu trebuie speranțe să se joace pe Arena Națională, unde nu mai are Steaua repere de când n-a mai jucat acolo. Deci va fi care pe care. Noi n-am fost în stare să construim stadioane, meciurile se joacă pe terenuri neutre, mi se pare normal. De altfel, știți că propusesem la un moment dat să avem un campionat în Antalya, pur și simplu închiriam terenurile alea de antrenament de acolo, care au mărimea corespunzătoare reglementată de regulament. E ok, se poate juca și acolo dacă nu suntem în stare să avem infrastructură în țară. Putem să jucăm în Turcia. Spectatorii și așa nu contează la meciurile de fotbal, dar nu e exclus ca la un moment dat, dacă s-ar împământeni ideea asta cu Antalya, sau bun, haideți că nu o facem non-stop, dar jucăm în perioada de iarnă. Nu mai întrerupem campionatul, de exemplu. Le dăm pauză de sărbători, de Crăciun, de Revelion, nu știu ce, și pe la mijlocul ianuarie
începe treaba. Am avea numai de câștigat și am jucat 2 luni în Antalya, an de an. Cluburile ar cotiza împreună, așa cum se duc în cantonamente acolo, evident că ar fi foarte mulțumiți, s-ar face și lor un pic de publicitate, televiziunile s-ar deplasa așa cum o și fac de altfel acolo, cele care dețin drepturile, n-au nicio problemă să meargă în Turcia, să transmit meciurile, ar fi ideal. Iar atunci când nu găsim posibilitatea ca astfel de partide, cum e un Steaua Dinamo într-o semifinală de cupă, n-avem un stadion pentru el, tot așa să-l transportăm într-o țară unde efectul ăsta de magie să mai opereze. Și sigur, ca să poți să vinzi un meci dintr-un campionat sau dintr-o competiție cum e a noastră, o duci în Antalya sau în Cipru sau undeva unde mai avem niște relații. Nu se poate să nu aibă Mitică Dragomir în carnetul lui de adrese ceva din Cipru. El știa toți peștii aia care vin la masă părând la restaurantele cipriote, ducea și vinul și apa minerală de acasă. Că ei nu erau obișnuiți decât cu șpriț. Nici băutura nu știau să o consume. Și atunci făceau rezervare de acasă, mai dădeau ceva în plus să-i lase să-și aducă și băutura și comandau numai mâncarea de acolo. E greu să cred că n-ar găsi Mitică Dragomir o soluție, mai ales că acum e implicat iarăși direct în fenomen, în Cipru. Cipru și Turcia, tată. Că astea sunt țările unde noi n-am deranja. Am fi niște musafiri tolerați în aceste țări. Bun. Deci astăzi avem cea de-a doua semifinală. Avem 8 partide în Europa League. Dar am avut și ieri 2 meciuri de Liga Campionilor, încheiate până la urmă, spuneam mai devreme, calificările Benficăi și a lui PSG pentru sferturile de finală. Iată că deja cel puțin 2 echipe de bătut de către oricine se profilează în sferturi. Benfica și Wolfsburg, 2 formații care n-au ce să caute mai sus de sferturile de finală. Regulamentul, tragerile la sorți, ceea ce este de 2 ori corect, prilejuiesc acestui gen de echipă să ajungă până în sferturi. Aici mai departe este imposibil, doar dacă nu cumva amestecând greșit bilele, cei de la UEFA vor trage Benfica alături de Wolfsburg în faza sferturilor, că atunci vom avea o semifinalistă no name, pentru că este clar că aceste echipe nu joacă mare lucru și nu au nivelul semifinalelor Ligii Campionilor. Benfica a reușit să-i prăpădească de 2 ori pe cei de la Gazprom, adică pe Zenit, bătându-i cu o șansă enormă și în tur în minutul 90, dar și ieri la Sankt Petersburg cu 2-1, golul victoriei marcat în minutul 96 de Talisca. Asta după ce Gaitan a marcat în minutul 85 golul care aducea calificarea Benficăi. Din minutul 70, Zenitul, prin intermediul brazilianului Hulk, deschisese scorul, meciul se îndrepta spre prelungiri cu 5 minute înainte de final, când au reușit portughezii să înscrie. O calificare bănoasă pentru Benfica, foarte importantă pentru coeficientul Portugaliei în cupele europene. Iată, într-un an în care FC Porto a fost mai slabă ca oricând, n-a reușit să treacă de grupele Ligii Campionilor și apoi a fost eliminată în 16-mile Europa League, măcar Benfica se duce până în sferturi în ligă. Și aceasta este o performanță pe care probabil că nu vor mai atinge multă vreme de aici înainte. Totuși o echipă subțire, Benfica, calificată cu multă șansă în această fază. În celălalt meci, Paris Saint-Germain a dispus de Chelsea, eliminând-o a doua oară așadar în cele 3 confruntări antologice între cele 2 echipe. Sigur, într-un sezon mizerabil pentru Chelsea, o eliminare în optimile Ligii Campionilor nu este o catastrofă pentru trupa lui Abramovici, care trăiește cel mai slab sezon de când mafiotul rus a preluat echipa. A dat afară pe Mourinho, rușine și pentru ei, sigur, nu numai pentru antrenorul portughez, în plin sezon, pentru rezultate insuficiente. Chelsea n-are nicio șansă să termine mai sus de locul 6, să zicem. Asta ar fi excepțional să ajungă pe 6. În ce caz nu va fi în primele 5 în Premier League, ceea ce sigur că este un eșec zguduitor. Nu va câștiga niciun alt trofeu. Cupa Ligii de fapt s-a și terminat, a luat-o Manchester City. Evident că nici în Cupa Angliei
lucrurile nu stau altfel. Această eliminare în optimile Ligii Campionilor este încă o pată pentru club, dar un an catastrofal merge. Ideea este să nu se repete. Chelsea are nevoie de antrenor, totul este de reconstruit în sezonul viitor, după ce Mourinho și acum Hiddink sunt la capăt de mandat, că nici Hiddink nu mai are de ce să-l ții. Da, n-a reușit să ducă echipa mai departe decât atât, deci misiunea lui, în ciuda unui parcurs decent în campionat, este un eșec. Paris Saint-Germain a reușit să facă meciul de care avea nevoie, prea liber Zlatan. A avut tot timpul din lume să-i centreze lui Rabiot la primul gol, ăla un băiat de 20 de ani. Pur și simplu, crescut la Paris Saint-Germain, împrumutat apoi ca o măsea stricată pe la Toulouse, la un moment dat a început să pună și niște condiții. Paris Saint-Germain, deși a fost obraznic, nu l-a concediat, a rămas în lot, a jucat pentru că Verratti era indisponibil, Verratti fiind cel mai bun om din lotul PSG, și asta a fost. El a reușit ieri să deschidă scorul, minutul 16, șansele ca Paris Saint-Germain să fie eliminată erau deja foarte mici, a nevoie de 3 goluri pentru Chelsea, iar Paris Saint-Germain să nu înscrie până la capătul minutului 120. Era greu de crezut. Bun, Diego Costa a reușit, întorcându-l ușor pe Thiago Silva, să marcheze în minutul 27, o fază simplă, pe axul porții. Deci repede, la 10 goluri, la 10 minute după golul lui Rabiot, Chelsea reușise să egaleze. Erau încă în grafic, dar pauza i-a prins la 1-1, ceea ce nu era catastrofal, dar nu era nici formidabil. E bine, în repriza a doua, Paris Saint-Germain a marcat după o rețetă clasică, a scăpat pe stânga Di Maria, neașteptat de liber, și a centrat în fața porții lui Zlatan a 6 metri. Iată în sfârșit un meci pe care Zlatan Ibrahimovic îl poate pune în CV-ul său. Este cel mai important meci al său în carieră în Liga Campionilor. Niciodată Zlatan n-a fost atât de decisiv într-un meci cu miză în Liga Campionilor la niciuna dintre echipele la care a jucat. Dar la 34 de ani, iată, suedezul este încă piesa de bază din proiectul catarez la Paris. Le-a dat peste bot încoată celor care îl criticau. A marcat și a dat o pasă decisivă fără să facă mare lucru nici la una și nici la cealaltă, e adevărat. Dar și-a dus echipa în sferturi, ceea ce este minimum la PSG. Acum, în funcție de tragerea la sorți, vom vedea dacă Paris Saint-Germain merită mai mult sau nu. A jucat cu Real Madrid, a jucat cu Barcelona, a jucat cu Bayern München. Va fi o problemă, dacă nu chiar o povară pentru ei. Mai este și meciul Bayern, Juventus elimină una dintre echipe. Ar putea să fie Juventus cea care se califică. Oricum, Wolfsburg și Benfica sunt abordabile. Abordabilă de asemenea ar putea să fie Atletico Madrid, dacă trece de PSV. Deci ar fi echilibrat, însă, pentru că ei au știința jocului. Da, sunt o echipă totuși cu o maturitate remarcabilă, o echipă care știe să se apere. Da, Paris Saint-Germain desigur ar fi favorită cu Atletico. În rest, Real Madrid, sigur, e superioară lui PSG, pentru că aici să nu ne ambalăm, să nu ne inflamăm. Nici PSG-ul și nici Realul n-au antrenori. Deci, în aceste condiții, cred că totuși Real Madrid ar fi favorită, pentru că îi face Ronaldo. Problema pentru PSG ar fi sigur un duel cu Juve sau cu Bayern. Da, oricum Bayern este favorită după 2-2 la Torino. Și sigur meciul cu Barça. Dacă au ghinion cu Caru, nimeresc iarăși cu Barcelona și acolo sigur n-au nicio șansă. Mai este Manchester City, interesant, care s-a debarasat deja de Dinamo Kiev. Un adversar evident la îndemâna lui PSG. Manchester City n-are lotul cu Paris Saint-Germain, are sigur un antrenor mai rutinat un pic, dar nu sunt o echipă de nebătut. Deci un meci cu City ar putea aduce, City și Atletico Madrid ar fi adversari într-adevăr echilibrați, dar PSG este favorită cu amândouă și dacă are un pic de noroc, spuneam, s-ar putea califica pentru prima dată în istorie în semifinalele Ligii Campionilor. Dar mai vorbim după o pauză. Al unei construcții de într-o apă și după care puteți uita. 11 metri pentru cunoscători.
Ne-am întors în direct, aflăm că Alexandru Tudor a fost desemnat să arbitreze Steaua Astra în acest weekend în campionat. Urmează o altă manșă a derbiului momentului în fotbalul românesc, după ce steliștii s-au impus ieri după amiază 1-0 în semifinala tur a Cupei Ligii. Cupa Ligii, spuneam, totuși o competiție fără savoare, întrucât ea nu duce în cupele europene, nu ți asigură niciun confort. Deocamdată este plasată experimental în calendarul fotbalistic intern, de fel așa s-au exprimat mai mult sau mai puțin clar oficialii în momentul în care au plasat-o acolo. Deocamdată ea nu deschide drumul către cupele europene, cam cum e pe la nemți, unde Cupa Ligii este așa un fel de cupa de vară în care o joci ca să-ți intri în ritm, nici de cum ca să aibă o finalitate. Există și țări ca Anglia sau Franța unde Cupa Ligii creează un culoar către tururile preliminare ale cupelor europene. Sursele digisport.ro au informat că arbitrul în cauză este Alexandru Tudor. Ce rușine! El va fi așadar delegat la această partidă. Ia să vedem ce se mai scrie aici. A debutat pe prima scenă în 99, asta nu ne interesează. Primul duel al săptămânii. Bun. Comisia Centrală Arbitrilor a ținut și ea cont de acest aspect, astfel că la centru a fost delegat arbitru în activitate cu cele mai multe meciuri în Liga 1. Și atunci l-au pus pe Alexandru Tudor. Meciul este duminică la ora 20:30 la Pitești. E normal să fie duminică pentru că echipele au nevoie de un pic de pauză. E adevărat că puteau să joace și sâmbătă de la 20:30 pentru că meciul lor a fost miercuri în Cupa Ligii, dar e mai bine că se joacă duminică, o zi în plus nu strică. Ora este bătută în cuie pentru că de aici înainte 20:30 este ora la care se joacă partidele din play-off. Ele sunt aranjate pe durata 3 zile. Nu există nici într-o zi mai mult de un meci din play-off. Este un ușor de transmis, întrucât au devenit toate meciurile de fotbal o pradă ușoară pentru televiziuni. E normal că acestea, plătind pentru sport, au insistat până la urmă să-și facă așa cum doreau ele calendarul și să îl placeze într-un confort cât de cât pe telespectatori. Așa se întâmplă și în cupele europene, unde Liga Campionilor din faza optimilor este ușor de transmis pentru orice televiziune care are drepturi. Și dacă ai 4 canale de sport, cum se întâmplă la noi și cu Dolce și cu Digi, din faza optimilor și Europa League intră exact pe același făgaș. Și că tot vorbim de această etapă de Liga 1, a doua etapă din play-off, sâmbătă, duminică și luni de la 20:30 sunt programate meciurile Pandurii Viitorul, Pandurii pe cai mari. Atenție, în momentul în care ei vor juca sâmbătă meciul cu Viitorul, în cazul în care se impun, trec pe locul întâi în clasament. Pandurii, care au câștigat la Târgu Mureș în meciul cu Cântec, 4 eliminați la gazde cu 2-0, sunt la 2 puncte în spatele Astrei, iar în cazul în care câștigă cu Viitorul, vor trece pe prima poziție așteptând meciul Astrei cu Steaua. Dacă Astra ia bătaie acolo, atunci Pandurii rămân pe locul întâi. Deci noaptea de sâmbătă spre duminică gorjenii pot să înnopteze pe primul loc. Steaua Astra, așadar, duminică, ASEA Târgu Mureș decimată va juca luni de la 20:30 cu Dinamo. Maria Șarapova ar putea fi suspendată pe 2 ani, doar pe 2 ani, spune șefa ANAD, pentru că ar fi fost cooperantă. Adică, ce înseamnă asta? Că va fi suspendată mai mult decât Șumudică? Se pare că da. Maria Șarapova, iată, riscă 2 ani, ai mai depinde dacă nu cumva la comisia de apel îi se va reduce sancțiunea și va fi suspendată noaptea de Revelion. S-ar putea să îi se spună așa: a, cât ați luat la prima? 2 ani. Bun, la apel luați o noapte și veți fi suspendată noaptea de anul nou. N-aveți voie să vă apropiați de brad, n-aveți voie să deschideți șampania. În noaptea de anul nou sunteți suspendată, trebuie să vă culcați cel târziu la ora 20. Graziela Vâjâială, președinta Agenției Naționale Antidoping, crede că Maria Șarapova ar putea primi o suspendare de 2 ani în loc de 4,
dacă Federația Internațională va lua în considerare faptul că a recunoscut și că a fost cooperantă. Tune, dacă e prima abatere, că ei știu mai bine de câte ori a mai fost prinsă dopată Șarapova și s-a mușamalizat cazul. Deci dacă e la prima abatere, să-i dea 2 ani. Nu mi se pare deloc puțin. În 2 ani a ieșit din circuit. Cum ar fi ieșit și Șumul dacă lua 6 luni. Dar până la urmă omul a făcut apel și din 6 luni s-a redus la 2, dar nu cu efect imediat. Ea și-a recunoscut vina. Cazul va fi gestionat de Federația Internațională de Tenis, dar și AMA, adică Agenția Mondială Antidoping, va avea ceva de spus. Nu pot să știu cum vor gândi ei în gestionarea cazului. În orice caz, pedeapsa este între 2 și 4 ani. Așa crede Grațiela Vâjială, care este prezentă la reuniunea biroului executiv al Conferinței Statelor Părți și la Conferința Internațională UNESCO împotriva dopajului în sport din capitală, o știre pe care o citim de pe DigiSport. Și apoi se vorbește despre Meldonium, acest medicament care face parte din lista interzisă a substanțelor începând cu ianuarie 2016. Avem un telefon. Să trăiești, domnul Banciu. Vă salut! Cu câteva chestiuni pe subiectul ăsta te deranjez și eu. Așa? Eu am auzit de Meldonium ăsta, citisem pe BBC sau nu știu unde pe aici, pe mediile astea online, că ăsta ar fi fost folosit de soldații sovietici înainte, știi? Da. Bun, ei aveau voie. Aveau voie, asta... Bineînțeles, soldații sovietici aveau voie să folosească orice. Păi am citit și eu editorialul lui Traian Radu Ungureanu în GSP și el spune că Meldoniumul se produce masiv în Letonia, dar este folosit mai mult de ruși. Deci, da, ei îl folosesc pentru diverse... Da, deci soldații de care vorbești tu erau sovietici, adevărat, dar aveau dreptul să-l folosească și ei, mai ales că dacă erau sovietici, înseamnă că se producea la ei acasă, că pe vremea sovietelor Letonia se numea Republica Sovietă Socialistă Letonă. Acolo, în fieful lor. Exact. Deci cum să nu-l folosească dacă îl produceau ei? Păi și că a prins-o cam nasol pe asta, adică bine, nici ea nu s-a interesat. A fost pus recent pe lista de doping și ea, ci că n-ar fi știut la timp. Păi da, așa și explica, da. Că a aflat prea târziu, numai că ideea este că lua de 10 ani. Păi, nu era pe listă. Deci nu era, sigur, nu era pe listă, dar lua de 10 ani. Și acum noi ce să înțelegem? Că dacă trebuia să ia și Halep din ăsta, nu? Ca să o bată pe ea, sau ce să zici? Ce să înțelegi acum? Nu știu dacă asta trebuie să înțelegem. Eu țin minte că și pe vremuri când Andreea Răducan a luat un Nurofen, substanță considerată, interzisă, ce scandal a fost atunci, da? Atâta timp cât substanța este considerată interzisă, ești în culpă. Ești în culpă, sigur. Nu contează că ți se pare ție că e bună sau nu, sau că te ajută eterna poveste. Asta te ajută să ai o performanță. Bă, dacă e interzisă, înseamnă că, teoretic, poate să te și ajute, așa, de-aia interzisă. Așa a încercat și Mutu să scoată cu a doilea caz, cu subitramina aia, sau cum îi spune, că n-a știut că e, de fapt a crezut că e pentru răceală sau altceva. Da, păi da, și Șarapova va lua contra diabetului chestia asta, cică. O lua contra diabetului, dar se pare că nu-i voie să iei. Nu zice nimeni prescrisă, dar nu e voie în astea sportive să... Nu zice nimeni că e ușor să te aperi de toate substanțele astea ca sportiv, că nu e ușor. Pentru că într-adevăr, dacă vrei să depui un astfel de efort care să-ți permită să câștigi trofee, să ai sponsor care să îți arunce în traistă 10-20 de milioane de dolari pe an, cum avea Șarapova, pentru asta sigur că trebuie să faci sacrificii. Și atunci, în sacrificiile astea înseamnă într-adevăr să ai o conduită, o dietă și toate astea ieșite din comun. Deci nu este deloc facil, bineînțeles. Sportivii când vin cu câte o scuză de genul ăsta, chiar dacă ea sună naiv și patetic așa, nu știu ei să explice, pentru că sunt sportivi, dar au avocați pentru asta, care, sigur, învață, care pot să vină și să-ți spună mai coerent un pic. La asta mă refer, adică
Știu că nu-i simplu, atât timp cât tu ai un medic personal sau mai mulți, ai un fizioterapeut, ai un masseur. Ai, da? Are o întreagă echipă. Ai o întreagă echipă, da, bineînțeles, de nutriționiști și așa mai departe. Evident că nu-i facil. Deci nu-i ca și cum ne-am duce noi să mâncăm niște mititei cu murături. Da? Ăștia nu fac așa. La nivelul ăsta, adică Maria Șarapova. Nadal mai devreme, da, l-a prins și pe el dopat și să măsurase ce rotație au mingile lui, s-a ajunsese pe la 9600, nu știu ceva pe acolo. Înseamnă, da, că de la asta, nu? De la dopaj, că altfel nu cred că poți să dai atâta forță. Bine, totdeauna l-am bănuit pe Nadal de dopaj, mai ales că el avea o mare problemă. Deci el a apărut ca fenomen în lumea sportului în anii în care tot sportul spaniol a cunoscut un boom. Și asta am explicat-o și noi. Nu are un precedent în istorie. Dintr-o dată Spania a devenit la toate sporturile colective cea mai bună națiune, inclusiv la fotbal, deși n-aveau niciun trofeu până atunci în fotbal niciodată. Spania nu jucase nici măcar o semifinală de campionat mondial în toată istoria. Champions League-ul și la handball cu Barcelona. Da, deci dintr-o dată sportul lor, da, cu tenisul, cu basketul, cu handball-ul, cu fotbalul, da, toate luaseră ciclismul, bineînțeles, toate luaseră un avânt extraordinar în Spania. Toată lumea în vecinătatea Spaniei, francezii, de exemplu, au formulat de mai multe ori aceste acuzații, ironii, spunându-le dintr-o dată ce s-a întâmplat cu ei, că Spania nu era o națiune care să domine, adică, pe toate planurile. Să presupunem că de la mișmașurile astea au început ei să crească. Păi, dar de la ce, Dumnezeule? Că asta exact venea, până la urmă, cei care au fost prinși în alte sporturi, fac dovada asta. Au fost prinși exact în sporturile unde operau și spaniolii. Păi în ciclism, unde controlele au fost la sânge atâția ani de zile, la rând, acolo au căzut spaniolii ca spicele. Deci italienii, da, și spaniolii erau cel mai adesea controlați pozitiv. Toate echipele spaniole. Nu, dar toate echipele spaniole, pe amintiți-vă cazul lui Laurent Jalabert, care a alergat pentru Once, pentru cine a mai fost la Banesto, da, toată viața lui, da, numai la echipe spaniole, pătată, bucșit. Chiar dacă niciodată n-a fost prins dopat, el n-a îndrăznit niciodată să facă niciun control. Când îi spuneau francezii la un moment dat, știți, domnul Jalabert, că asta este selecționabil la noi, la echipă, pentru campionatele mondiale, dar pentru asta am instaurat o nouă regulă. Pentru a putea să fiți eligibil, trebuie să vă supuneți acelui control longitudinal, nu știu ce, adică îți făceau niște teste ca de cosmonaut. Antidoping. Da. Și Jalabert a zis în momentul ăla, așa, s-a schimbat, deci da, s-a schimbat de când? De ieri. Mulțumesc, nu mai vin. Da? Și a rămas această suspiciune toată viața. Ulterior s-a demonstrat că l-au prins cu niște eșantioane, a și renunțat să mai comenteze în Turul Franței, era bucșit de dopat. Deci, el care era liderul celor de la 11 ani de glorie a echipelor spaniole în ciclismul mondial, toți erau dopați, bineînțeles, până în gât. Categoric. Trebuie să recunosc că ciclismul nu e punctul, da, foarte, dar sigur. Da, ciclismul a fost la baza, într-adevăr, eradicării, să spunem, a dopajului în sport. Pentru că acolo s-au făcut, cât pentru toate celelalte sporturi, la un loc, controle, da, cu, sigur, pe riscul de a pierde totul. Pentru că, într-adevăr, ciclismul a pierdut absolut tot. I-a demascat pe toți marii campioni, a dat cărțile pe față, până la urmă le-a spus oamenilor, vedeți, asta a fost o mare minciună și de aici înainte va trebui să ne adaptăm. Și Armstrong și Pistorius, toți. Și ăla a fost prins, toți. Deci mari campioni erau dopați. Ori tenisul, asta zic, să fim bineînțeleși, tenisul, da, nu avea cum să fie atât de diferit de ciclism, de exemplu, unde s-a demonstrat că absolut toți erau dopați, atâta timp cât și tenisul se baza pe repetiția unui efort titanic. Exact ca și în ciclism, și acolo efortul era incomensurabil, adică nimeni nu-și putea imagina cum un ciclist poate să fugă, cum spuneau ei, 200 de kilometri pe zi, dar în ritm de campion, nu de plimbare. Oare tenismenii noștri de-aia pe 234 ori? Și a doua zi, nu, stați că vă explic mie, și a doua zi iarăși 200 de kilometri în regim de campion și după aia iarăși. Bineînțeles că nu se putea. Da. Ok, tenismenii care au turnee după turnee tot anul, deci Rafa Nadal, care participase ani de zile la toate turneele, practic era de nebătut,
Bineînțeles că această suspiciune era cât casa. Chiar dacă el nu va fi niciodată demonstrat sau dovedit că a fost dopat, suspiciunea este mai mare decât efectul unui simplu anunț. Asta că ai noștri sunt pe locurile nu știu cât, pe aici ajungem la ceea ce declarau unii mari atleți, sigur sub acoperirea anonimatului, și anume că în momentul în care ai devenit campion și ai adunat niște bani, începi să te preocupi de ziua de mâine sau chiar de cea de poimâine. Adică intri în contact cu un medic de genul ăsta, da? Îți procuri aceste substanțe și intri și tu în rând cu lumea selectă. Trebuie să păstrezi performanța sustenabilă. Dacă, da, adică exact ce spuneam mai devreme, care să-ți aducă apoi prin contracte de publicitate și așa mai departe, sute de milioane. Sute de milioane de dolari în carieră. Maria Șarapova, de exemplu, asta făcea. Aici ai marea miză. Deci, sigur, tu când ești pe locul 273, păi n-ajungi din ce să-ți cumperi, că astea sunt foarte scumpe. Da. Și cicliștii, și cicliștii făceau la fel. Asta încercau. Să dea lovitura o dată de două ori, să prindă și să câștige, să devină cunoscuți și să intre în circuit. Să intre și ei sub oblăduirea unui mare medic de ăsta, care, atenție, avea 20 de ani avans față de medicină. Deci de-aia nu-i depistau inițial cu toate alea. Pentru că ei erau la adăpostul, luai niște eritropoietina, doar a fost folosită de cicliști 20 de ani până să fie detectabilă. Da? N-aveau mijloace. N-aveau mijloace, deci erau extraordinari. E, dar ca să ajungi să iei eritropoietină cum bei ceaiul sau cafeaua, trebuia să fii cineva, nu ungur sau copil. Înțelegi? Ea nu-și permiteau. Ea nu-și permiteau, că nu-ți dă nimeni droguri pe gratis. Drogurile sunt foarte scumpe. Deci asta era miza. Serena Williams asta, nu? E și ea întreaga. Da, da, bineînțeles. Serena Williams e bucșită. Păi dar cum să fii la nivelul ăsta de 20 de ani? De ce e asta? Bineînțeles, Serena Williams este în capul listei. Serena Williams a fost un fenomen. Și soră sa la fel. Bineînțeles, chiar dacă aia a lăsat-o mai ușor, cine știe, poate la un moment dat aia a zis, bă, eu nu mă mai bag. Mi-i să rupe, încerc să joc așa. Bă, dacă iese, iese, dacă nu, nu. Dar a fost și ea. A luat cașcavalul. Bineînțeles, l-a luat, a luat. 10-15 ani a fost la înalt nivel și aia. Deci nu se poate, nu se poate, având în vedere nivelul lamentabil al celorlalți. Uită-te la ele cum joacă. Deci nu mai știi la turnee, am ajuns la turneele astea de mare nivel, da? Nu mai știi cine câștigă. Primele 8 favorite să fie eliminate de la primul meci. Adică sunt o apă și un pământ ele. Asta am spus-o de mult timp, da? Astăzi nu mai faci sport din talent, faci sport dintr-o întâmplare, da? Pur și simplu te duci acolo pentru că e o sursă de câștig nemeritată. Poate împing părinții să ajungi. Atenție, precizare foarte importantă. Pe vremuri nu se putea. Pentru că atunci lumea nu era atât de deschisă, banii nu erau atât de mulți, transferurile nu erau nelimitate ca astăzi. Atunci, dacă nu aveai talent pentru sport, nu puteai să-l faci. Sau puteai să-l faci, dar n-ajungeai la un nivel de genul ăsta. Acum s-a mecanizat. Acum poate oricine. Da, acum poate oricine. Acum nu mai e pe talent. Acum te duci, te apuci de treabă, da, tragi de tine cu fiare, cu preparator, cu nu știu ce, toată lumea este la același nivel. Două secunde, să vezi cum învață Bayern München în fotbal. Am văzut un video de la antrenament, știi? Și făcuse-i un cerc acolo, nu știu, și pasau repede între ei, așa, triunghiuri, și numărau pe secundă câte pase a dat. Deci s-a mecanizat totul incredibil. Nu mai e pe talent, e pe mușchi și pe mecanic. Sigur. Vreau să vă mai întreb o chestie mai comercială, așa? Dacă aveți detalii, dacă nu, poate reveniți într-o altă emisiune sau... am auzit că ăștia Digi Sport au cumpărat turneele de fete de la anul, toate, cică, ceva de genul ăsta. Da, așa e. Și mă întrebam, oare face rocada cu Dolce la băieți sau cu băieții ce se întâmplă? Nu, îi mai dă cineva, oare, la noi în România? Nu știu, deocamdată băieții sunt pe Digi. Da, oare să fie și fetele și băieții doar la Digi? S-ar putea ca băieții să nu mai fie, pentru că Digi, cumpărând fetele, a cumpărat văzând explozia din tenisul feminin românesc. Cred unde, că s-a păcălit. Da, unde totuși sunt 4-5 jucătoare care sunt în top 100 sau pot să pretindă la asta. Pe când la masculin noi n-avem pe nimeni, deci au luat-o pentru a
îi da publicului, totuși în momentul ăsta fiind pe val tenisul feminin românesc, important și în Cupa Federației și așa mai departe, deci avem niște jucătoare de top acum, pe că la masculin noi suntem de mult out. Da, n-am mai văzut de 8-9 ani. Și atunci, sigur, ei au investit într-un domeniu care era și păcat să nu dai tenis feminin acum când ale noastre merg. Da? Da, ei spun că e exclusiv. Oare o să fie permanent sau o să avem oare surpriza cum a fost la prima diviziune, dar a reușit și Dolce să ia, că s-a schimbat regula în ultima zi. N-a fost doar pentru o singură televiziune, într-o singură țară, și a reușit Dolce să ia în felul ăsta. Asta nu. Dar nu pot să știu dacă e exclusiv sau nu. Știu că ei și-au făcut reclamă că vor transmite. Așa au zis, că numai ei le vor da. Dar e dificil să te uiți doar la Digi, știi? Adică. Da, dar pe de altă parte nu o să văd un meci al Alexandrei Dulgheru cu Sluta în același timp și pe Digi și pe Dolce. Adică sau măcar Dolce să ia ATP-ul sau ăstea. Posibil să ia ATP-ul. Dacă nu mai iau fetele, eu cred că doar Digi va transmite fetele. Încoată spun, ar fi absurd ca un turneu feminin. Acolo sunt multe turnee. Sunt multe turnee de mâna a doua, așa treia. O să-mi dai un turneu de la Bruxelles, da, unde avem și noi joacă Niculeasca cu o amărâtă din Cehia sau din Slovacia, să văd meciul ăla pe două canale. E chiar prea și mult. Și au putut de astea, premier mandatory, premier fight. Au cumpărat tot, nu, l-au luat la bucată, au și zis, tot în afară de marele șlem. Deci cele patru turne. Avem și de alea, Hobart, Moscow. Da, bineînțeles, toate prostiile, mai puțin marele șlem, care alea au altă. E la Eurosport, 3 din 4 la Eurosport. Da, sigur, altă exemplificare, da, 3 din 4 la Eurosport. Wimbledon se pare că nu va mai fi pe Digi. Ei au renunțat. Au renunțat la Wimbledon, că n-au mai zis de el, deci nu-l mai iau. Au luat tot sezonul feminin, mai puțin marele șlem. Poate că ia Eurosportul și Wimbledonul, cine știe. Ar fi lovitură și a calculat bine pașii Eurosportul cu tenisul. Nu știu. În orice caz, Digi nu mai dă. Pentru că dacă ar fi dat, ar fi făcut anunțul ăsta. Țin minte când au spus că, cu excepția turneelor de mare șlem. Da. Până la urmă, ce contează? Marele șlem, nu? Da. Ei au cumpărat pentru că ei au nevoie să-și ambaleze cumva, să-și umple cumva grila pe patru canale. Da. Bineînțeles. Da. Ce să facă? Deci aveau nevoie de program, de marfă. Eu sunt la Telecom și sper să nu rămânem în inferioritate din punctul ăsta de vedere. Aștept cu interes și dacă ați avea informații pe parcurs, poate ni le... Dom'le, noi avem informații în fiecare zi din domeniul ăsta. De exemplu, astăzi putem să vă spunem că Digi, adică RCS-ul mai exact, a scos MTV România, canalul de muzică, pentru că nu se mai înțelegea cu Media Pro care îl deținea, și a introdus, atenție, în locul lui un canal de sport maghiar, M4, dar atenție, știre importantă, acest canal transmite inclusiv meciuri de Champions League. Aseară, cică pe M4 s-ar fi văzut Chelsea-PSG. Uite, fii atent ce hotomani i-am zis ce au făcut. Da? Deci o chestiune... Sunt absolut convins, pur legală, pentru că ei sunt Dumnezei. Ei sunt Dumnezei în Ungaria, bineînțeles, și acolo canalele Digi emit și ele. Sigur că nu era nicio problemă ca Tesari să poată să difuzeze un canal public al televiziunii maghiare. Care-i problema? Și ce dacă ăsta are meciuri de Liga Campionilor? Foarte bine a făcut. Bănuiesc că are și ei o opțiune cum are Pro TV-ul. Da, e posibil să fie așa. Noi deocamdată asta nu știm. Dacă ăia transmit la greu meciuri de Liga Campionilor sau doar așa câte unul. Sau e doar o opțiune. Da, dar chiar și dacă este doar o opțiune, asta înseamnă că dacă ești abonat la RCS, ai văzut cu o zi înainte pe sport.ro Real cu Roma, iar a doua zi ai văzut pe M4 ăsta Chelsea cu PSG. Deci ai văzut două meciuri, da? Asta ar fi o treabă, da? Mare treabă. E bună pentru abonați, e sigur o lovitură pentru Dolce, teribilă, că Dolce oricum le dă pe toate. Cine e abonat la Telecom e abonat. Nu trebuie să stea la M4, dar e bună mișcarea. Adică un astfel de canal, până când se va sesiza cineva, că poate va veni un comunicat de la Dolce la un moment dat, că ea n-au drepturi. Nu mai aveți voie. N-au drepturi în România. Eu nu consider că e ilegal. Eu consider că poți să difuzezi pe cablu orice. E vorba de meciuri de fotbal aici, nu de terorism.
Da? Deci asta e. Și dacă iau drepturile în Ungaria, de ce tu nu poți să achiziționezi canalul? El poate să-ți arate cu acte că a făcut un contract. Patronul companiei fiind maghiar. Dacă ungurii sunt de acord să difuzeze canalul respectiv în România, nimeni nu poate să-l interzică. Da? Da. Nici CNA-ul, care are o regulă. Orice canal al Uniunii Europene, orice canal distribuit de o televiziune din Uniunea Europeană poate să fie preluat fără nicio problemă de orice companie din România. Da? Eu vreau să văd mai multe canale din alte țări și nu știu cum, că nu le găsim. Asta nu se poate decât cu parabolă, pentru că nu sunt interesați să investească în asta operatorii de cablu. Deutsche Welle, nu știu, de astea bune. Deutsche Welle există, să știți, și pe RCS și pe Telecom. Dar ăla e un canal internațional fără relevanță. Nu afli nimic de pe Deutsche Welle. Am zis un canal, nu știu, ceva divertisment din alte țări, din Europa, să vedem. Da, asta mai greu, știu. Și eu sunt pentru asta, dar canalele, adică providerii noștri nu sunt interesați. Asta rămâne doar la latitudinea unei mici cantități de populație care e obligată să-și pună satelit dacă vrea să vadă canale generaliste sau de divertisment din Europa. Că la noi cabliștii nu cumpără. Ceva mai bun lăturile de la o antenă. Da, da, păi asta e. Sigur, da. N-avem ce să facem. Bun, mulțumim de intervenție. Mulțumesc și eu, domnul Banciu, o zi bună. Pauză și ne întoarcem. Cu ce vă spălați pe cap? Cu oțet. Da, de ce? De mere. 11 metri, 100% natural. Ne-am întors în direct, avem astăzi 8 partide în Europa League. Este vorba de faza optimilor de finală. De la ora 20, Borussia Dortmund Tottenham pe Dolce Sport 1. De la ora 20, de asemenea, Shakhtar Anderlecht pe Dolce Sport 2, Basel Sevilla pe Dolce Sport 3 și Fenerbahce Braga pe Dolce Sport 4. Acestea sunt meciurile de la ora 20. Pe celălalt tronson orar, de la 22:05, pe Dolce Sport 1 și pe Pro TV, Liverpool Manchester United, pe Dolce Sport 2 Bilbao Valencia, pe Dolce Sport 3 Sparta Praga Lazio și pe Dolce Sport 4 Villarreal Bayer Leverkusen. Un meci interesant. E bine că e pus pe canalul 4, că până la mai dă și ăstuia un pic de greutate. Este unul dintre meciurile serii Villarreal cu Bayer Leverkusen. Deci 8 partide. De asemenea, să nu uitați, de la ora 18 Dolce Sport 1, Digi Sport 1 și pe Look TV Chiajna Dinamo în Cupa Ligii, semifinală, tur așa de încălzire, bineînțeles, pentru partidele din Europa League. Mircea Lucescu a vorbit, evident, într-o conferință de presă despre noul său adversar, după ce Schalke a reușit să elimine în 16-imi, Shakhtar, pardon, a reușit să elimine pe Schalke în 16-imi, câștigând în Germania cu 3-0 meciul retur, o mega performanță, având în vedere că în Ucraina nu este campionat, iar la nemți acesta duduia cu toate motoarele. E bine, un adversar a priori la îndemână, Anderlecht Bruxelles, însă și-a amintit Nea Mircea de perioada în care Anderlecht era o echipă mare, mai mare decât ceea ce conducea el, adică pe Dinamo, și cum Dinamo a avut de suferit în fața unei echipe cu 7 olandezi, iar întâmplător s-a nimerit ca arbitru meciului să fie tot olandez. Ne amintim acea perioadă când Anderlecht s-a calificat la mustață în fața lui Dinamo. Nu știu dacă erau chiar 7 olandezi, Anderlecht fiind totuși o echipă belgiană, iar la vremea respectivă jucătorii, chiar dacă erau din țări vecine, nu erau un număr atât de mare la câte o echipă. Erau flamanzi, asta vrea el să spună de fapt, adică vorbeau aceeași limbă cu antrenorul, dar nu erau olandezi, erau belgieni. Nu erau 7 așadar. Și cum a fost el furat atunci de această echipă? Unul dintre meciurile care i-a rămas în minte lui Nea Mircea, într-adevăr o partidă frustrantă pentru Dinamo. Dacă ar fi fost însă într-o zi mare, Lucescu, și sigur l-ar fi apucat și corectitudinea din urmă, ar fi putut să ne povestească și câteva episoade de la Timișoara, când Dinamo se ducea, încerca să fure,
era bătută de Timișoara și amenința cu că o va retrograda pe adversara sa, lucru care se întâmpla din când în când. Dinamo punea după aia niște pile la federație, se duceau arbitrii și o retrogradau pe Timișoara pentru că avusese îndrăzneala să o învingă pe Dinamo. A despre asta Lucescu vorbește mai puțin. Întotdeauna este jenat când vine vorba despre potlogăriile pe care tot în aceeași epocă le păstorea. Evident că erau și cu acordul lui atâta timp cât el tăia și spânzura pe partea tehnică la Dinamo. Dar oricum, un meci interesant. Ăsta Anderlecht s-a calificat la capătul suspansului în meciul cu Olympiacos, noua și fosta campioană a Greciei, și a ajuns în această fază a optimilor. Returul va fi la Bruxelles. Shakhtarul, sigur că dacă a scos-o pe Schalke, evident că are mijloacele să o elimine și pe Anderlecht. Aceasta din urmă fiind însă o echipă de perspectivă. Belgia fiind locul întâi în clasamentul FIFA, Anderlecht produce, spuneam, are cel mai bun centru de promovare a jucătorilor din Europa și una dintre cele mai bune echipe Under 19 de câțiva ani. Borussia Dortmund-Tottenham de la ora 20, ambele echipe sunt în formă, chiar dacă Tottenham a zbârcit-o, e adevărat, în meciurile cu miză în ultimele etape, n-a reușit să câștige nici cu Leicester și nici cu Arsenal în Premier League, a fost eliminată și din Cupa Angliei fără glorie de Crystal Palace, însă se bate la titlu. Se bate, dacă nu la titlu, se bate la o calificare directă în Liga Campionilor, ceea ce pentru Tottenham este oricum excepțional, un sezon în care ei s-au desprins net de al de Chelsea, Liverpool sau Manchester United. Trei echipe care nu le erau inferioare la start și pe care, iată, Tottenham le-a dominat net în campionat, o echipă riguroasă, fără mari vedete, acest Tottenham, bine condusă însă. Borussia Dortmund, în ciuda acestui dezamăgitor 0-0 cu Bayern acasă, totuși a făcut 0-0 cu Bayern, nu cu Concordia Chiajna, este o echipă cu potențial. Meciul va face o victimă de talie într-o fază încă incipientă a Europa League. Când vine vorba de echipele mari, optimile de finală nu înseamnă nimic. Basel-Sevilla pare să fie o formalitate pentru andaluzi. Plecați iarăși să câștige trofeul, probabil că nu-l vor mai câștiga și anul ăsta. Au două titluri în Europa League la rând. Dar tragerea la sorți a avantajat după ce au fost trimiși în Europa League ca urmare a unui parcurs nesatisfăcător în Liga Campionilor. Au nimerit cu Molde, echipă norvegiană fără campionat în picioare, și acum cu Basel, urmând să joace returul cu elvețienii la Sevilla. Deci este de așteptat o calificare a spaniolilor. Fenerbahce cu Braga la ora 20. Acum Braga, chiar dacă ar fi eliminată de această dificil de manevrat echipă turcă, totuși Fenerbahce este favorită, clar, prin prisma pasiunii pe care o generează măcar, și oricum au lot superior lui Braga, asta este cert. Chiar dacă vor elimina Braga, Braga și-a făcut treaba. A ieșit din grupă, s-a calificat cu Sion, greu, bineînțeles, și acolo, pentru că sunt o echipă foarte mică, au un buget de coada ligii întâi franceze. Cei cu bugetul pe care l-au ar fi undeva pe locul 14-15 în ligă, ca și potențial. Sunt o echipă mică, dacă îi scoate Fenerbahce, nu plânge nimeni la Braga pentru asta, chiar dacă Braga a fost finalista competiției în urmă cu ceva timp, în ultimul an, de altfel, în care FC Sevilla nu s-a impus. Liverpool-Manchester United iarăși va face o victimă, într-adevăr, de talie, cea care va fi eliminată în această dublă manșă. Pentru Liverpool, sigur, este un meci practic de totul sau nimic, având în vedere că echipa a pierdut finala Cupei Ligii și are șanse mărunte să meargă în cupele europene la anul. Europa League, însă, atenție, îi oferă învingătoarei un loc în Liga Campionilor, așa cum s-a întâmplat anul trecut pentru prima dată cu Sevilla. Sevilla a jucat în Liga Campionilor anul trecut, e adevărat, doar 6 meciuri, grație câștigului pe care, victoriei pe care a obținut-o în Europa League. Deci e clar că Liverpool și United, care n-au cum să prindă Liga Campionilor din campionatul englez, își doresc să câștige acest trofeu. Una dintre ele însă va fi eliminată deja în faza optimilor. Bilbao joacă cu Valencia, un meci tare, sigur.
care are aceleași caracteristici ca și meciul dintre echipele engleze, pentru că nici Bilbao și nici Valencia n-au șanse să prindă primele patru locuri în primera. Sparta, Praga, Lazio, bă, ăsta e de umplutură. Într-adevăr, un meci între două echipe care n-au nicio ambiție. Una dintre ele se va juca în sferturi, ceea ce nu este puțin. Lazio, având returul acasă, este favorită. Și în fine, Villarreal, Bayer Leverkusen. Leverkusen nu mai merge prea bine în ultima perioadă, dar a reușit să treacă totuși de Sporting în această fază, în Europa League în 16-imi. Iar Villarrealul, care pare să fi pierdut bătălia pentru primele trei locuri în primera, nu mai are șanse așadar să se califice direct în Liga Campionilor, foarte mici. A fost învins acasă de Las Palmas, iar Real Madrid a câștigat și s-a distanțat. Deci locul 4 în primera te duce doar în play-off, unde poți să te curăți. N-ai certitudinea că te califici, așa că e clar că vor băga gaz și cei de la Villarreal aici. Este o șansă pentru ei să continue, chiar dacă pare să fie înfundat traseul, totuși el se debarasează de nume grele pentru ei. Deci Dortmund cu Tottenham pică una, Liverpool cu Manchester mai pică una, Bilbao cu Valencia mai pică una. Deci pentru ei, dacă elimină și pe Leverkusen, iată, dintr-un foc scapă de patru echipe grele. Ei trebuie să ia în calcul, sigur, și faptul că două echipe din Spania se întâlnesc între ele, adică Bilbao și Valencia, care sunt probleme pentru Villarreal, evident. Un duel dublă manșă cu o echipă din aceeași țară nu este deloc ușor de gestionat. Deci cam așa stau lucrurile. Ca să revenim la fotbalul de ieri, să notăm cele două rezultate de egalitate din Corsica. O seară tristă cu restanțe în Ligue 1. Bastia Nantes 0-0, nu s-a jucat absolut nimic. Și Gazelec Ajaccio OM 1-1. Marseille a condus 5 minute din minutul 79, când Cabela a deschis scorul. Un super gol. Larbi a egalat cu șansă la o lovitură liberă laterală inexistentă pentru Ajaccio. 1-1, este al 10-lea meci consecutiv în deplasare în Ligue 1 pe care OM nu-l pierde, și de asemenea al 12-lea meci consecutiv în deplasare în care OM înscrie măcar un gol. Astea sunt două recorduri pe care Marseille le are încă în desfășurare, dar ar mai fi sigur și un al 3-lea. OM a devenit echipa cu cele mai multe rezultate de egalitate din Ligue 1 în acest sezon, 14 în 29 de meciuri. Lille are 13, iar Monaco 12. Însă acest egal pune capăt, practic, ultimele speranțe ale echipei lui Michel să prindă un loc pe podiumul clasamentului. Lyon este cu 7 puncte în față, s-a terminat bătălia pentru podium. De aici înainte OM se poate gândi maximum la primele 5-6 locuri, adică și locul 6, care nu înseamnă nimic. Locul 6 te poate duce în Europa League dacă totuși Paris Saint-Germain câștigă și campionatul și Cupa Franței și Cupa Ligii. Pentru că atunci două locuri, anume 5 și 6, merg în Europa League, în tururile preliminare. Că termin pe 6 în Ligue 1, joci 3 tururi preliminare în Europa League, ceea ce nu e deloc evident. Ajunge în situația lui West Ham sezonul trecut, vă reamintesc, când aceștia au fost trași la sorți și au câștigat la trofeu Fair Play un loc, dar n-au știut ce să facă cu el, au renunțat la locul de a elimina Astra lui Șumudică. A avut dreptate Slaven Bilic atunci să lase deoparte această ipotetică Europa League și să se concentreze pe Premier League. West Ham se bate la primele 5 locuri, ceea ce ar duce în cupele europene direct, fără să mai treacă prin tururi preliminare. Deci au o poziție de invidiat, au făcut un sezon remarcabil, i-a ieșit socoteala cu renunțarea la Europa League, care oricum nu le aducea nimic englezilor, decât dacă ar fi câștigat-o. Atunci da, le dădea un loc în Champions League, altfel banul e puțin. Pentru o echipă din Anglia n-are nicio valoare. Pentru o echipă din Anglia, singura miză în Europa League este câștigarea trofeului, ca asta îți oferă un loc de Liga Campionilor. Ceea ce de obicei, orice echipă de Europa League țintește.
Pentru că e greu de crezut că o echipă de Europa League se poate califica în Champions League. Avem foarte puține exemple și în acest an. Cred că Tottenham este singurul care poate să zică în momentul ăsta, bă, pe noi nu prea ne interesează. Pentru că noi ne calificăm în Liga Campionilor oricum. Celelalte, vedeți, nu. Nu prea reușesc asta. Și atunci, sigur că rămâne foarte, foarte important să te bați pentru trofeu. Da, asta e altă discuție. Deci în Franța, pentru OM, mai mult de locul 6, care se află în momentul de față la 5 puncte și este ocupat de Caen, totuși o echipă mică, nu este posibil. Deci s-a încheiat prezența între primele 5 locuri, care deocamdată era accesibilă. Dacă OM ar fi câștigat ieri la Ajaccio, era în momentul de față la 5 puncte de locul 3. Încă se mai putea discuta în mod teoretic. Așa s-a dus, mai ales că echipa nu bate pe nimeni. A fost însă un egal care menține pe OM cu șanse reale de supraviețuire în Ligue 1. Gazelec Ajaccio, care era principalul adversar în bătălia pentru evitarea retrogradării, a rămas în spate la 8 puncte și cu gol averaj înseamnă 9 puncte, pentru că Marseille are gol averaj plus 9, iar Gazelec minus 10. Deci asta înseamnă încă un punct în plus. În Franța contează gol averajul. Deci prezența în Ligue 1 în sezonul viitor este asigurată în proporție de 90%. Ajaccio are nevoie de 9 puncte cel puțin, pentru că sub ei celelalte două echipe sunt picate. Toulouse și Troyes nu mai au cum să revină și în orice caz nu mai pot să ajungă pe OM. Toulouse este, de exemplu, la 15 puncte. La asta se adaugă golaverajul. 16 puncte de recuperat. Trebuie să facă Toulouse 16 puncte și OM niciunul. Puțin, probabil, acest lucru, mai ales că, încă o dată spun, OM nu pierde în deplasare. Deci are 10 meciuri la rând. Puține echipe în Europa reușesc acest lucru în acest sezon. 10 meciuri consecutive fără înfrângere în deplasare. Serie care continuă sâmbătă la Lorient. Meci dificil pentru că se joacă pe sintetic. Lorient are exact același număr de puncte ca și OM, 38, da? În rezultat de egalitate însă totuși ar fi posibil pentru OM, mai ales că Mukanjo, omul de bază al lui Lorient, este accidentat. Deci n-ar fi o bombă să facem un egal acolo, mai ales că pe terenul lui Lorient OM n-a mai pierdut de mulți ani, reușit în ultima perioadă să câștige de obicei. Anul trecut am făcut un egal printr-o greșeală de arbitraj, 11 metri gratuit pentru Lorient. Da, asta e altă poveste. Cert este că s-a adus la zi calendarul din Ligue 1 și că ieri niciuna dintre cele patru echipe care aveau posibilitatea să-și bonifice clasamentul n-au izbutit prin aceste două remize care le țin pe loc pe cele patru. Urmează în weekend o etapă în Franța cu Troyes PSG. Deci o partidă, iată, lejeră pentru Paris Saint-Germain pe terenul lui Troyes, unde vor alinia numai rezerve. Este limpede după calificarea cu Chelsea. Paris Saint-Germain nu mai are nicio treabă în campionat. Are 23 de puncte avans față de Monaco. Sigur că nu se duc acolo la neprezentare. Dar se vor duce numai cu rezerve. Nu joacă dintre titulari probabil mai mult de 2. Troa oricum este picată, indiferent de rezultat, are 14 puncte până acum. AS Monaco joacă acasă cu Reims. Da, are meciul asigurat. Reims este o echipă modestă care se zbate să evite retrogradarea. Încă 3 puncte pierdute de Reims în perspectivă, rămân la 32 de puncte, ceea ce nu este deloc convenabil pentru ei, ar putea să ajungă în hora retrogradării în acest weekend. Rennes joacă cu Lyon, ăsta e un derby într-adevăr, între locurile 5 și 3, un singur punct separă cele două echipe, un meci unde echipa lui Courbis poate să ajungă pe podium dacă se impune. Nice joacă la Montpellier, meci greu, întrucât Montpellier e rahat, are doar 36 de puncte, de vreo că de când a venit Frederic Hans, echipa se simte bine, n-a pierdut în ultimele 5 partide după un început catastrofal. Deci e un meci dificil pentru Nice ăsta la Montpellier. Caen joacă la Gazelec. Gazelecul este singura echipă din Ligue 1 care n-a câștigat niciun meci în 2016.
sunt în retrogradare, dar au ocazia să iasă din această zonă dacă i-ar bate pe Caen. Saint-Étienne joacă la Guingamp. Ești complicat. Complicat. Guingamp are nevoie de puncte. Saint-Étienne este într-o pasă extrem de proastă. A ajuns pe 7. La un moment dat, cocheta cu podiumul, a fost eliminată din toate competițiile. Și Cupa Franței, și Cupa Ligii, și Europa League. În campionat a pierdut contactul cu podiumul și se zbate într-o mediocritate absolută în momentul ăsta. Nantes joacă acasă cu Angers. Asta e un meci de mijlocul clasamentului fără nicio relevanță. Bastia are acasă cu Lille. E un test, în orice caz, important aici pentru amândouă. Lille, în cazul unei înfrângeri, iarăși intră în vrie. Are doar 37 de puncte. Și, în fine, acest Lorient OM, care, spuneam mai devreme, opune tot așa două echipe de mijlocul clasamentului, iar mai rămâne Toulouse-Bordeaux. Ultimă șansă, așa o frecție la un picior de lemn pentru Toulouse, care probabil că se va lovi totuși de tenacitatea lui Bordeaux, ajunsă și ea cu cuțitul la os. Locul 13 pentru Bordeaux. În cazul unei înfrângeri, Bordeaux riscă să mai alunece vreo două poziții și ar intra și ei în vrie. Deci Toulouse, care are 1% șanse conform specialiștilor să mai scape de retrogradare, 4 victorii, 29 de meciuri. Dar dacă nu câștigă nici de data asta, cu siguranță că s-a încheiat. L-a adus pe Pascal Dupraz de pomană. Finalmente, ăsta a venit să salveze echipa, dar probabil că adevărata lui misiune va fi să o promoveze la anul din Liga a doua. Bun, cam atât pentru astăzi, dragi prieteni, vorbim și mâine despre sport. Avem programul din Europa League astăzi, semifinală din Cupa Ligii la noi și mâine fiind vineri, sigur, se deschide iarăși o pagină de weekend interesantă peste tot. Rămâneți cu bine!